Un campion mondial la șah, mă gândesc că are ceva de spus. Are chef să vă pupe. Da, bună ziua, dar ce faceți? Am venit cu o cafea a doua pe ziua de astăzi și cu brunch-ul meu, care este un fel de avocado toast. Nu pare el foarte apetisant, dar vă spun eu sigur că este bun, că am mai făcut. Și am... claia asta de păr udă în cap, pentru că tocmai ce mi-am făcut duș și am zis că până mă pun în mișcare să vorbesc cu voi, să deschid acest daily vlog, pentru că astăzi este o zi măreață, o zi specială. Astăzi îl readucem pe Mini Technicus în acțiune, îl aducem înapoi în față, îl punem la treabă și Mini Technicus are treabă astăzi, are legătură cu șifonierul și sunt într-o fază din aia în care vreau să fac puțină ordine. V-am zis asta, cred că de la daily vlogul trecut, dar n-am apucat. Am fost atât de împrăștiată daily vlogul trecut că n-am apucat. Și astăzi ne vom ocupa de făcut ordine și de pus lucrurile la locul lor, în special ăla care stă acolo de la ultimul daily vlog și pe care nu l-am folosit, pentru că nu mai am lumină. Aia cred că a fost ultima zi cu lumină, de care n-am profitat la maxim așa cum ar fi trebuit. Și acum mă oftic puțin pentru că este afară o vreme de-aia de noiembrie, așa, e un noiembrie atât de urât, e un noiembrie din ăla câh, iachi, dar asta este, defilăm cu ce avem. Vorbeam cu Georgiana de dimineață și mi-a spus că la ea ninge, la mine nu ninge, n-a nins până acum și nu ninge, dar e un noiembrie de la iachi, rece, umed, urât. Și așa că am zis să mă ocup de aranjat și de făcut puțină ordine pe aici, pentru că deja simt că mă sufocă biroul ăsta, în sensul că e ăla acolo de câteva zile, cum v-am zis, este pus de... când am filmat ultimul daily vlog și mă stă pe creieri, că am zis că îl folosesc, că tot se... hai că poate vine lumina aia bună, hai că prind și eu măcar 20 de minute de lumină bună, n-a venit nici măcar 5, dar aminte 20. Și atunci... am rămas cu el aici și îmi stă pe creier, pe lângă asta, pe biroul meu, pe lângă biroul meu, peste tot. Sunt invadată de chestii și trebuie să le pun la loc, că mă sufoc dacă nu pun. Așa mi se întâmplă. Să am momente din astea când explodează tot în jurul meu și după aceea trebuie să le pun la loc, să le aranjez, să le fac frumoase. Dar nu e nicio problemă că rezolvăm. Și asta, astăzi, v-am zis, principalul meu obiectiv este să fac niște modificări la o șifonier, pentru că și acolo, dacă vă aduceți voi aminte, cred că în decembrie sau ultimul vlog, primul vlog de pe anul ăsta, nu mai știu în care, într-un vlog în orice caz, vă ziceam că am nevoie să fac curățenie în șifonier, să fac ordine, să pun hainele, nu curățenie. Eu când spun curățenie mă refer la ordine, la a pune lucrurile în ordine. Nu știu de ce, în mintea mea a pune lucrurile în ordine e similar cu curățenia. Așa, deci dacă m-auziți vreodată zicând curățenie, s-ar putea să înțeleg același lucru cu făcut ordine. Adică dacă doar a adunat lucrurile și pus la locul lor, Zrență iar are o criză de isterie. Da, o să vă vorbe și de Zrență. Și v-am ziceam în vlogul ăla că am cam nevoie așa să fac un pic de ordine acolo în șifonier și nu m-am apucat, n-am făcut în vlogul ăla și nici după n-am făcut și m-a prins anul nou și m-a prins anul nou cu șifonierul dat peste cap. Și am fost la Leroy și am luat ceva ce aveam nevoie și punem în aplicare astăzi, că de-aia îl aducem pe Mini Technicus. Și dacă, nu știu, mai avem energie, timp și răbdare și nervi, poate ajungem și la un Pepco astăzi pentru a lua niște umerașe, că mai am nevoie de umerașe, că aici e buba. Aici e buba amare. Dar înainte de toate să mănânc, să-mi usuc părul, să mă aranjez. Dacă mai reușesc să și filmez astăzi ceva după ce fac și ordine, mamă, sunt Dumnezeu pe lumea asta, adică eu sunt... Tot ce mai lipsea de pe lumea asta s-a întors, da, mi-a trecut starea aia, că am fost așa într-o stare, nu știu, m-a lovit așa o stare de buah, la un moment dat în ianuarie și nici nu știu de unde a venit, adică am avut o stare așa din aia în care am căzut într-o groapă și nu reușeam să-mi revin, hints și tot dezastru din jurul meu că așa se întâmplă și acum mi-am revenit și vreau să fac chestii și nu mă pot concentra că sunt prea multe lucruri. Știți, e că atunci când încerci să stai deasupra apei și să nu înghiți apă și vine apa peste tine. Cam așa mă simt eu acum, dar ne revenim. V-am zis, îmi revin ușor, ușor, ne punem la punct.
Legat de zdranță, am observat eu în ultima perioadă că are niște crize de demență, cred. Intuiesc eu așa. Este foarte bătrân, v-am zis. Este... A venit un veterinar care le face vaccinul antirabic. Alea nu se face la cabinet, pentru că există un program din ăsta național de, mă rog, știți voi, cu vaccinatul animalelor, și a venit și l-a vaccinat și zice câți ani are și i-am zis că are vreo 17-18 după calculele mele, că nu mai știu exact. S-a speriat și cum așa, da, și îl ține minte și el știe că e de mult timp, că tot vine, cred că anul trecut nu i-a făcut vaccinul antirabic, dar anul ăsta când a venit, acum 2 ani sau acum 3 ani când a venit ultima dată, își aducea aminte de el că era bătrân și acum zice, da, știu că e de mult, dar zice, nu credeam că e de atât de mult timp, atât de bătrân, da, atât e de bătrân. Și cred eu că a început să aibă niște momente din astea în care îl cam lasă memoria așa sărăcuțul, pentru că urechile stăm prost, numai dacă îi zic ceva și nu-i convine, atunci mă aude. A început să aibă auz selectiv și cu memoria asta iarăși foarte prost, văd, și are momente când are crize din astea de lătrat, așa, latră, și noaptea în special îl apucă și latră, mă duce cu gândul la Alzheimer-ul bunică-mii, pentru că latră în neștire, așa, nu se întâmplă nimic afară, adică nu e nimic, nu se aude, oricum nu mai aude bine ca să audă ceva, nu latră niciun câine pe toată strada. Și s-a cât trezește el lătrând așa și latră ore în șir, câteva ore în șir, și degeaba, pot să-i zic orice, nu pot să-l închid, că se enervează și se panichează și se sperie dacă îl închid și nu-și dă seama unde e sau nu, dacă nu poate să iasă. Nu pot să-i fac nimic altceva și se trezesc cretinii ăștia de lângă mine, se trezesc să dea cu petarde, bineînțeles, pentru că îi deranjează lătratul de câine. Da. Și... și apropo de asta, că m-ați mai întrebat dacă am rezolvat ceva când anul trecut, când au dat cu petarde, când tip ce filmam, știți că am prins pe filmare chestia aia și am fost la poliție și ce credeți? Poliția română nu are posibilitatea de a folosi stick-uri. Nu au voie să folosească stick-uri, că au blocate laptopurile, să mă duc să le pun totul pe un CD. Eu nu am program de scris CD-uri, am încercat să găsesc și n-am găsit unul cu care să reușesc să fac treabă. Am încercat să mă duc la un centru din ăsta de copiere, de așa, că acolo știam că sunt. Zic, nu mai cumpăr eu programe din astea și mă duc la ăștia. Băi, nu mai scrie nimeni CD-uri, pentru că nu se mai folosesc CD-uri. Da, la modul ăsta s-a ajuns și încerc să-l protejez, încerc să-i zic să se mai potolească, dar nu pot nici să-l omor, nu pot nici să-l cert, nu pot nici să-l bat, nu pot nici să-i fac nimic pentru că are crizele astea. Și are momente de astea când se pare lui că se întâmplă ceva și începe și latra așa. Bine că nu urlă, că înainte avea, când era tânăr, avea crize din astea în care urla. Așa, știți cum urlă câinii sau lupii la lună, așa, așa era și el. Acum nu mai așa, acum din fericire s-a mai potolit, dar latră. Și nu le eutanasiez, nu mi se pare că pot să le eutanasiez încă. Prin urmare, da, defilăm așa cum suntem. Acum... O să mănânc asta și dacă e, vă pun mâinile la curent cu ce facem în șifonier după și mai vedem. Hello! E posibil să fi trecut câteva ore, așa vreo 2-3 ore de când am vorbit cu voi, pentru că m-am apucat de alte chestii, ca întotdeauna mintea mea haotică se apucă de alte lucruri decât cele de care zice că se apucă. Dar într-un mare final am pus o supă la foc. O supă de cartofi, stați să vedeți că mi-a tunat, vă zic imediat ce e și cu ea, după care am scos niște haine, am pus niște haine, am pus mașina la treabă și acum hai să vă arăt despre ce e vorba. Dar stați că îmi lipsește o componentă, unde am pus-o? Aha, găsit-o! Am găsit-o! Deci, prin urmare și așa de, stai să vă întorc ca să vă fie mai ușor. Voi știți că ăsta e șifonierul meu, care acum este aproape dărâmat săracul, după cum îl vedeți. Am scos mare parte din lucruri din el, o să le scot și pe celelalte de acolo, o să le dăm de acolo. Și atunci când am făcut
Cred că primul declutter din viața mea și posibil singurul, nici nu mai țin minte, v-am arătat cum am aranjat hainele, v-am arătat totul și voi mi-ați sugerat, și era o idee pe care aveam și eu, să pun și în partea asta o bară, pentru că vă spuneam că nu mi-ajunge spațiul de acolo, că în partea asta sunt umerașele pe ușa de acolo. Și nu mi-ajunge spațiul de acolo, nu e suficient spațiu, plus că s-a îndoit bara de acolo. Și voi mi-ați zis, dar de ce să nu pui tu o bară aici sus? Ceea ce este o idee minunată, mulțumesc cui mi-a sugerat-o și chiar și mie îmi întrăznise chestia asta. Pe mine, în general, mă deranjează spațiul ăsta, mi se pare foarte larg spațiul ăsta aici și mă deranjează. În plus de asta, mie îmi place ca hainele mele, sunt aici, hello, în plus de asta îmi place ca hainele mele să stea pe umerașe. Chiar și bluzele, chiar și hanoracele sau plovărele, lucruri pe care în mod normal oamenii nu le-ar pune pe umerașe, mie îmi place să le pun. Mi se pare că stau mai bine, le văd mai ușor, dacă le văd, regula este că dacă le văd pot să le port și nu mai mă plâng că nu am. Și atunci am fost la Leroy, am executat o bară din asta, care a fost vreo 17 lei și ceva, să știți. Vin la măsuri, erau de vreo 3 dimensiuni la Leroy și eu am luat-o pe aia de un metru și a fost nevoie să mai se taie un pic din căpățâna ei. Și acum o voi monta acolo, rafturile de aici, rafturile astea se vor duce în jos, doar că va trebui să aștept o mașină de găuri pe care nu o am la momentul de față și nici nu m-aș încumeta să dau eu găuri aici și să le mutăm mai jos și să micșorăm spațiul, distanța dintre rafturi, pentru că oricum dacă îmi voi pune aici bara asta și îmi pun mare parte din bluze și din haine pe bară, pe umerașe, nu o să mai am nevoie de atât de mult spațiu, pe care oricum îl umplu cu tot felul de tâmpenii, după cum vedeți aici. Prin urmare, asta vom face astăzi, în minutele ce va să urmeze. Să-mi zică și mie cineva cu ce aș putea să maschez caloriferul ăla, pentru că îi spun niște chestii de fiecare dată când trec pe lângă el și credeți-mă, trec foarte des pe lângă el și arată într-un mare fel. Așa, dar ăla a fost singurul loc în care puteam să-l pun. Și plus de asta, fiind friguroasă, mie îmi convine foarte tare să fie acolo. Știți că îl iau în brațe noaptea când e frig. Așa. Deci asta voi face și pe lângă asta va trebui să aranjez și alea, că se pare că au decedat acolo, nu știu ce s-a întâmplat, a dat taifunul, nu știu ce a fost la ele. Dar voi începe prin a scoate toate astea ce a mai rămas aici. Să scot rafturile, să fac, să însemnez locul, să măsor și să însemnez locul pentru pentru suporți. Suporți care sunt acilișa, ăștia suporții pentru bara mea. Aici am mai multe idei de șuruburi pe care le-am găsit la mine ca să îi fixez și șurubelnițele. Este super simplu de montat. Thank you.
asta fuse. Nu e, n-a fost foarte greu de pus, doar am măsurat de acolo din capăt până aici, până la capătul ăsta, până la capătul raftului jumătatea. De acolo am măsurat înălțimea, am luat de la cealaltă înălțimea barei, adică la ce înălțime vine bara aici. Le-am fixat și aia a fost. Acum să începem să punem hainele. Am aici, am început să pun o parte din ele pe umerașe, pe ce am mai avut din umerașe, că nu mai am, v-am zis că nu mai am umerașe, dar nu merg. E început o lapoviță, o ploaie, o ceva, nu știu, și nu merg acum la Pepconi să mă bată turcii. Prin urmare, vom pune, ne vom descurca cu ce avem. O să mut de acolo o parte din haine, pentru că așa am și acolo cămăși, bluze și așa mai departe. Le mutăm aici, ca să facem un pic de loc acolo să respire, că ale sunt înghesuite rău de tot, sunt așa, storcite. Și vedem zilele viitoare ce facem. Oricum, o să trebuiască să vină rafturile puse, vedem la ce nivel vin rafturile. O să încerc să dau un nivel și pentru rafturi, ca să împart spațiul ăsta care rămâne de desubt egal și vedem. Dar deocamdată așa, hai să vedem cum le combinăm. Update, cam atâta. Asta e tot ce am avut eu în materie de umerașe. Îmi mai trebuiesc cel puțin atâtea, pentru că am noroc că în momentul de față sunt la spălat și la uscat restul bluzelor și hainelor, dar îmi mai trebuiesc încă pe atâtea, cel puțin. În partea elaltă e la fel, adică chiar mă uitam că nici nu se observă că am luat ceva din ele, deci erau super înghesuite, mega înghesuite. Și până la urmă m-am decis să pun fustele și pantalonii pe partea asta și să las sacourile pe partea aia, pentru că mă gândeam să bag sacourile aici, dar nu, las sacourile pe partea aia pentru că acolo am și gecile și hainele și toate cele, dar eu le țin toate la grămadă pentru că trebuie să le văd, repet chestia asta pentru cine se minunează că de ce nu am un dulap pentru paltoane și de ce nu am un dulap pentru așa și de ce nu le țin toate la pe categorii de aia, că trebuie să le văz. No. Și mi-am făcut semne și acolo să îmi pun rafturile și va fi mult mai mic spațiu între ele, va fi de undeva în jur de 20 de centimetri spațiu între rafturi, ceea ce este minunat. Ăla rămâne acolo unde este, o să vină unul deasupra lui, ceva la nivelul ăsta, cam așa. Fusta aia o să o mut în partea aia pentru că e prea lungă și n-are rost să-mi stric eu distanța dintre rafturi pentru o fustă. Și atunci o să vină numai bine un raft acolo și încă unul de desubt la jumătatea distanței. Nu știu, camera nu se vede, e distorsionată, dar e destul spațiu, adică o să vină undeva pe aici la jumătate încă un raft și suntem bine și o să mai cumpăr niște cutii cum am pe partea cealaltă și o să pun aia Udi care vrea mâncare, n-am mâncat decât de 10 minute. Acum 10 minute am mâncat ultima dată și totuși e foame. Se aranjează alea sus acolo și de principiu stau-s bien. Cred că totuși s-ar putea să, dacă mai găsesc niște cutii ca alea de pe partea cealaltă, stai să vi le arăt că nu cred că le știți. Adică le știți, dar pentru cine nu are imagine, memorie vizuală, cutiile alea. Dacă mai găsesc 3 cutii pe partea asta, le pun acolo, că tot e distanța asta mare dintre raft și partea de sus, și mugențile jos și numai bine. Uitați ce vă ziceam, sunt la fel de înghesuite. Drept îi că astea sunt și multe de iarnă și sunt paltoane și sunt haine mai groase. Când vor veni rochile de primăvară-vară, va fi ceva mai aerisit, sper, zic, nu știu, Doamne ajută. Astea clar nu, sunt haine de la care nu renunț, n-am cum să renunț. Deci am redus atât de mult din hainele mele și am redus atât de mult din garderoba mea încât efectiv nu mai am la ce să renunț. Astea n-am cum să renunț. Foarte multe din astea sunt noi, multe din ele ne purtate sau purtate foarte puțin, prin urmare efectiv nu mai am la ce să renunț, așa că nu mai avem ce face, ne descurcăm cu spațiu pe care îl avem. Doamne, dar ciufulită sunt, mă sperie și pe mine, dar aminte pe voi. Așa, și aici v-am zis, ne mai trebuiesc că mai avem multe bluze la spălat și la uscat. Că tot mă plângeam eu că n-am suficiente bluze. E drept, încă n-am suficiente pentru gusturile mele.
Dar așa le văd mai bine. Îmi dau și eu seama de câte mai am. Mai sunt alea două pentru care nu mai am umerașe. Alea vor veni într-o cutiuță separată, că sunt haine de sport și evident nu le pun și pe alea pe umerașe și toate cele. Așa. Deci, I'm super happy! Rezolv duda asta, să văd ce fac cu astea, pentru că parfumurile și toate cele nu vor mai intra acolo. Yay, me! I'm smart în ceea ce privește organizarea. Nu o să mai potrivesc. Ăla trebuie să-l utilizez ăsta. Este o chestie din acril pe care am băgat-o în șifonier, crezând că o să pot să fac ceva sau că o să fac ceva cu accesoriile. N-am făcut. Prin urmare, trebuie să-l folosesc la altceva, că stă degeaba, după cum vedeți, era scos gol de acolo și trebuie să rezolv cu toată problema asta, că îmi doresc în noaptea asta să dorm în pat, nu pe jos, ca Udi. Sau să dorm în patul Udi, că Udi are patul ei mai nou. Așa. A, și încă o chestie pe care vroiam să vă o reamintesc legat de umerașe. Deci să știți că este o mega afacere cu umerașele astea de catifea pe care le am aici de la... astăzi luate din Pepco, le găsiți și pe net în cantități mai mari dacă vă interesează. O să vă las un link în descriere dacă vreți. Am găsit și pe net multe așa, la un pachet mare, dacă aveți nevoie de multe deodată, dar găsiți și la Pepco și mi se pare că vin în pachet de 3 și 5 lei. 3 la 5 lei mi se pare decent prețul și sunt cea mai bună opțiune fiind din catifea. Ele sunt de plastic, credeam că sunt de metal, nu, sunt de plastic, nu sunt de metal, dar nu contează, îi bine și așa, dar sunt îmbrăcate în catifea și nu alunecă. Efectiv, uitați, pantalonii ăștia de obicei se plimbau așa pe umeraș și nu alunecă. Orice ai pune, că pui material sintetic, că pui ceva natural, nu alunecă pe catifeaua asta și plus că uitați cât sunt de subțiri în comparație cu, stați așa, cu astea de lemn. Că astea de lemn sunt foarte frumoase, sunt fățoase, sunt, arată bine, așa, dar în spațiu ăsta pun două. Da, cu haine pe ele și atunci îmi convin. Și țin, rezistă. Ups, mă scuzați. Știați că era să distrugă tot. Așa. Țin bine, adică sunt ok, îmi țin paltoanele, am paltoane mai grele, am din astea de lână, vedeți, care stau, sunt grele și stau, deci n-am nicio problemă, atâta timp cât, bineînțeles, nu-l încarci, dacă pui 100, normal că nu o să țină, dar sunt ok. Și este o mega afacere cu ele, pentru că efectiv nu-ți mai cad hainele de pe umerașe. Acum iarna, să spunem că în ceea ce privește bluzele, ploverele și așa mai departe, nu e o problemă, dar când am rochii cu bretele, cu volănașe, cu nu știu ce, alea tot timpul îmi cădeau de pe umerașe și era aiurea, și așa că acum îi bine. Doamne, ce bine e cu ele, așa că le văd și eu, văd și eu ce e. Bine, când o să fie îngrămădite iarăși nu o să mai văd, dar mă rog, încerc. Mă străduiesc. Mă străduiesc și nu știu a ce vă seamănă vouă aici toată povestea asta, dar vă spun eu că este o supă cremă de cartofi cu foarte multă ceapă și chestiile alea de le vedeți pe deasupra. Astea așa, să știți că nu sunt iluzii optice, sunt bucățele de slănină pe care am prăjit-o și în care am călit ceapa. Da, vorbim imediat ce termin de devorat chestia asta și vă zic. Ce faci, Dreanță? Ai un prieten nou? Om de zăpadă! Da, ai un prieten nou? Ce, nu-ți place zăpada? Ție-ți place? E ce murdărice e, să știi. Ce te-ai murdărit așa? Țata murdărită sau? Happy lică, șu, happy lică, șu, happy lică, vesel. Și avem zăpadă! Ce maimuță mică are mami, ce maimuță mică are mami, ține cea mai mică și mai dulce maimuțică. Udice? Udice? Stai că ți-am băgat mâna în ureche. Ce faci, băi, maimuțel? Ce pasa? Zăpadă afară? Ce ochișori frumoși, doamne! Uitați-vă splendoare, exemplar aici, frumoși de mâță. Uitați-vă, uitați-vă la ea. Se uită cu jind afară, că s-ar duce afară, dar se murdărește. Și nu-i place deloc să se murdărească. Se descurcă ea cu umezeala și cu faptul că îi se udă blănița, dar murdăria,
Nu e bună de nimic. Câtă lumină! Da, câtă lumină! Da, ce... zi frumoasă! Hello! Stați să mă așez și eu aici așa, acilișa, să mă așez. Nu am pe ce să vă pun că am luat toate cele de pe birou. Așa cum mi-am propus, am făcut ordine aici pe birou și nu am pe ce să vă pun camera. Dar în schimb am un numeraș. Aha. Nu știu cum a ajuns el pe aici pe masă, dar aia e bine. Este bine. Ia să vedem dacă avem o țărbă mai multă lumină. Much better. Nu? Un pic de much better. Așa. Ce faceți, dragilor? Haideți că reiau vlogul ăsta de pe unde l-am lăsat, că nici nu mai știam pe unde l-am lăsat. Mai am și o cofi pe aici? Nu mai am. Dacă v-am lăsat cu supa aia cremă de legume, de cartofi mai mult. Ideea este că mi-a năzărit mie să fac o supă cremă de cartofi, doar că am schimbat puțin rețeta pentru că presupunea smântână sau iaurt sau ceva lactate și am pus eu un pic de parmezan pe deasupra, dar nu a ieșit cum trebuie și mai am de... N-a fost rea, nu e rea, dar mai trebuie puțin umblat un pic la ingrediente și atunci vă povestesc și cum am făcut-o și ce am făcut-o, pentru că am zis, am modificat. Așa că dacă vreți neapărat, găsiți pe TikTok o mulțime de rețete din astea cu rapide de supă cremă de cartofi. Mama făcea o ciorbă de cartofi care era absolut înfiorătoare, absolut oribilă și nu știu, probabil am asociat supa asta cremă de cartofi cu ciorba lui mama, care nu era cu afumătură, era doar ciorbă de cartofi. Nu știu, apart, nu știu, probabil și asta. Dar în orice caz, acum am o pizza la cuptor. Am o jumătate, de fapt, de pizza, pentru că am luat o pizza din aia congelată și am tăiat-o pe din două. Și acum am o pizza și repar. Astăzi dimineață am făcut o ciorbă de perișoare, care a ieșit foarte bună. Este genială, if I can say so myself. Ce am mai făcut? Am mai fost oprinsă astăzi cu diverse activitățiuri. După cum vedeți, între timp a nins, că v-am arătat și v-am făcut și cunoștință cu Rufus, noul nostru chiriaș, da, Rufus. Ce s-a uitat la mine când a zis Rufus? Ce, puiule? Da, nu, de ce tragi tu de perdelele astea? Of, nu ne plac perdelele deloc. De ce tași tu de perdele, puiule? De ce îți bași tu gherțele în perdele? Te deranjează, nu? Nu, cu perdelele nu s-a acomodat absolutamente deloc. Hai, vrei să vii aici la mama? Nu prea are voie pe masă și știe. Hai aici la mami. Haide. 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 Hai la mami. Hai la mami. Așa, se pupic. Se pupic la cameră. Așa, iubita mea. Așa, pupă, mamă, foarte frumos. Ce-a făcut tu? Ai fost pe afară? Am fost, da, e cam ud afară și nu-mi place. Mi-am zis, nu iese, deci nu iese, se plictisește foarte tare în casă. Ce, mami, acolo? Oh, așa, aia era, un cu căpățână. Are chef să vă pupe. Stai că te mângâie eu, nu trebuie să te mângâie camera. Ala, mami, că te mângâie, mami, te mângâie, mami, te iubește, mama. Hai că te iubește, mama. A, ce-a făcut? Ce-a făcut pisicițiu meu? Ce-a făcut pisicițiu meu? Udicea? Pisicițea mea? Cine pisicițea mea? Mașia. Da, eu am fost speriată zilele astea pentru că am crezut că Jimini a dispărut. Se fini cu Jimini, dar nu, a venit. Este doar îndrăgostit. Este perioada aia în care este îndrăgostit și dă mai rar pe acasă. Și de aia, dar este bine. Astăzi am primit confirmarea că este bine și a venit. Așa. Și ziceam că eu am fost prins astăzi cu mai multe chestii, că am avut niște chestii de făcut în prima parte a zilei, după care m-a luat somnul, după ce mi-a terminat treaba, după care am ieșit să fac cunoștință cu Rufus, care este noul nostru chiriaș. Da, omul de zăpadă, pentru că nu l-am făcut eu, ci l-am primit cadou. Da, este un om de zăpadă care se va transforma cel mai probabil până mâine dimineață în omul de gheață. Și încă ninge de ieri, într-una,
Dar e zăpadă udă din aia, cum îi ziceam eu vecină mică, e zăpadă udă, adică cu apă în ea, așa, e multă apă în ea și se topește multă din ea, dar n-are mic. Bine că ninge, bine că am avut zăpadă acum și nu în aprilie, pentru că a mai fost situația, adică se putea și în aprilie, care ar fi fost problema. Dar e bine că s-a rezolvat acum cu zăpada, sper să fie prima și ultima pe anul ăsta. Cei care ați vrut zăpadă, vă duceți și o căutați la munte dacă vă trebuie, sau prin Buzău, că am înțeles că săracii ăia au ceva probleme, și vă duceți pe acolo și o căutați dacă chiar e musai. Așa. Încă un update pe care am să vi-l fac este că la șifonier m-am gândit eu că mai bine și am stat și am mai analizat situațiunea și este bine că n-am acționat așa, după impulsul pe care l-am avut, să pun alea trei rafturi jos acolo, pentru că ar fi fost spațiile prea mici între rafturi și atunci o să mai pun numai încă unul, o să-l mut pe cel de acolo și o să pun încă unul și cumva o să compartimentez în așa fel încât să fie echidistantă situațiunea. Dar mai durează, cred că săptămâna viitoare o să se întâmple asta, ea, pentru că mașina de găurit, de care aveam nevoie, n-a venit astăzi și nu așa, și nici umerașe l-am primit, că am cerut și eu umerașe și nici pe alea nu le-am primit, deci tot săptămâna viitoare, că eu nu mai ies din casă, am ieșit deja azi din casă, am făcut fabulosul efort de a ieși astăzi din casă și a merge pe jos puțin și nu vreți să știți la mine. Deci o chestie pe care nu v-am spus-o eu, legată de minunata comună, urbe, în care stau, că este, se consideră a fi o urbe, așa, este că s-au făcut, vezi, Doamne, niște lucrări din astea interesante, ci ca așa, că s-au auzit, mai mari comunei noastre au auzit că am avea și noi nevoie de canalizare și de apă și s-au gândit ei să ne facă cadou chestia asta, cadou. Așa, și s-au apucat acum vreo 3 ani, să tot fie, de treaba asta, inclusiv la mine pe stradă au băgat, mă rog, și la mine a fost cu cântec, dar trecem peste, aia a trecut mai ușor, dar pe șoseaua principală este dezastru. Mai ales când plouă sau când e vreme așa, când ninge sau este înfiorător, pentru că oamenii s-au apucat de lucrări, nu le-au terminat, au lăsat pământul împrăștiat, pământul ăla a migrat pe șosea, pe stradă, pe nu știu ce, și noi trăim practic într-o mare de nămol. Adică eu, dacă vreau la ora actuală să mă duc la autobuz, trebuie să traversez o mare de nămol. Da, ori o iau pe stradă. Ceea ce mi s-a întâmplat când am fost plecată în oraș, când am mai avut nevoie să plec cu autobuzul, asta s-a întâmplat, m-am dus pe stradă, așa, printre tiruri, printre mașini, printre toate cele, pentru că efectiv ți se afundă pământul în noroi, dar nu ai cum să ieși viu sau curat din noroiul ăla. Dacă vii cu mașina de la Târgoviște spre București sau invers, nu, nicio șansă să o speri, adică n-are sens, pentru că nu ți-o distruge. Și pe lângă asta sunt și foarte multe bălți care se acumulează, bălți de apă pe șosea, pentru că și șoseaua asta a fost atât de bine proiectată încât în unele zone acumulează apă și nefiind canalizare, neavând guri de scurgere, se fac bălți și apoi e o distracție, știți? Și astăzi am fost până undeva, că v-am zis, am avut niște chestii de făcut și am fost până undeva și m-am dus, a trebuit să traversez pe partea cealaltă, că pe partea cealaltă n-am avansat atât de mult cu lucrările și nu e noroiul atât de mare și atât de proeminent ca pe partea asta. Așa, pe partea asta e imposibil de mers acum. Și am mers pe partea cealaltă până aproape de destinație și când am ajuns, când să ajung, a trebuit să traversez și ce să vezi, am traversat fix într-o baltă care mi-a ajungea până la genunchi, adică numai până la genunchi. Așa, da, îți trebuie barcă în ziua de astăzi, da, la 25 de kilometri de București îți trebuie barcă. Tema mea, suntem exact ca în Evu Mediu și știți care e partea și mai proastă, ca să dau puțin așa din...
Da, hai că nu vreau să intru prea tare în discuția asta, nu știu dacă e neapărat ceva ce aș vrea să am pe canalul meu, dar ca idee, că tot veni vorba, știți care e partea și mai proastă? Este că oamenii de la șosea, în mod special, își merită soarta. Oamenii care stau acolo, nu toți, evident, o mare parte din ei își merită soarta, pentru că în campania electorală s-au întâmplat niște lucruri. Nu zic ce, că n-am chef să... Cine știe cine să mai uită și la clipurile astea. S-au întâmplat niște lucruri. Și au fost foarte fericiți cu lucrurile alea care s-au întâmplat. Le-a convenit. S-au vândut foarte ieftin oamenii, ca să înțelegeți. Da? S-au vândut pe nimica toată. Nici măcar pe 30 de arginți. Și acum stau și scuipă și înjură și așa. Și de fapt nu prea pot să-i zică nimic primarului. Pentru că ei și-au vândut deja sufletul în avans. Știți? Dar partea și mai proastă este că noi ăștia la alții dă, n-am contribuit la acele tranzacții și n-am fost de acord cu ele, de ce trebuie să suferim? Că suferim și noi. Pentru că de. Într-o democrație, ci că așa e. Majoritatea decide. Dar nu înseamnă că majoritatea este și corectă. Sau că e cea mai bună decizie. Știți? Asta e partea proastă. Asta este un mare minus al democrației. Democrația în sine, ca sistem politic, nu este echitabilă, ca să spunem așa. Pentru că cuvântul majorității primează și este decizie până la urma unui. Da? Dar cuvântul majorității, cum se întâmplă și în cazul de față, n-a fost cea mai bună decizie. Și mă rog. Da, asta așa, ca idee, ca să știți cum, în cazul în care ați uitat cum trăim în România și în cazul în care vi se pare că totul e roz și frumos, nu. Este splendid, suntem efectiv în evul mediu, deci ăia din evul mediu cred că se uită la noi și râde să strică, pentru că și la ei era mai bine. Exceptând aia cu aruncatul găleților de pe stradă, care se întâmpla, deși nici acum nu cred că e prea departe, aia din evul mediu cred că trăiau mai bine. Așa că da. So, hai să vedem ce face pizza mea. Udi s-a așezat-o confortabil la mine în brațe, tocmai ce era să mă gheruie. Vreau să mă uit la Scandal în seara asta, mă voi uita în continuare la Scandal, pentru că l-am reînceput. Știu că am văzut primele două sezoane, că alea cred că erau apărute când sau ceva de genul. Și după aia nu m-am mai uitat și mi-am adus aminte de el recent și l-am reluat. Am văzut primul sezon care are 7 sau 8 episoade, adică merge foarte repede. Și acum sunt la sezonul 2, nu știu, episodul 5 ceva și vreau să mă mai uit la un episod 2, după care mai am niște chestiuțe de făcut și vedem ce mai face pe aici. See you later! Hello! Vreo câteva ore mai târziu și vreo 5 episoade de Scandal mai târziu am revenit și eu. Da, până la urmă ziua de astăzi s-a dovedit a fi destul de productivă, având în vedere că m-am uitat la 5 episoade din Scandal, dar nu m-am putut abține. Și adevărul este că e antrenant, este antrenant filmul, serialul, cumva te prinde, deși lucrurile de acolo vă dați seama că sunt mult romanțate. Adică genul de agenție pe care o are Olivia Pope există în realitate și la noi și în afară există, dar sunt, lucrurile se întâmplă cu totul altfel, adică sunt mult, 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 mult mai romanțate și sunt convinsă că oamenii sunt mult mai tranșanți. Dar măcar e simpatic filmul, cel puțin până acum, serialul e simpatic. Acum, cred că aș vrea să mai citesc ceva, să mă rezum la mai citi ceva. Și apropo de citit, stați că simt nevoie de puțin balsam de buze, că mi s-au uscat buzele foarte tare. Tot cicaplastul ăsta de la La Roche-Posay, genial, divin. Dumnezeu pe lumea asta. Apropo de citit, am început o carte nouă care se numește The Art of Learning, scrisă de un șahist, stați că... nu i-am reținut numele, e Josh, nu știu cum îl cheamă pe bietul.
Josh Watkin, de aia nu i-am rețit un numele. Da, el a fost șahist de mic, a fost un șahist, un campion mondial la șah și după aceea s-a reprofilat pe arte marțiale, din ce am înțeles eu, și are o carte despre cum să înveți, dar nu e neapărat numai despre cum să înveți, nu știu dacă este și în română, eu am găsit-o în engleză și o ascult și o citesc în paralel, o urmăresc în paralel în engleză. Dar mi se pare destul de interesant și am găsit câteva teorii acolo destul de interesante pe care cred că o să le dezbatem cândva în clipul cu wrap-up sau poate în alt clip, dacă vă interesează să-mi ziceți. Că am zis să mai amestec puțin lucrurile în ceea ce privește cărțile, să nu fie doar fantasy, chestii crime sau mai știu eu ce, să fie și cărți din care să mai învăț câte ceva și m-am dus așa, m-am reîntors către cărțile mai vechi de self-help. Asta este o carte scrisă prin 2000, cred că. Nici nu știu în ce an este publicată, ea scrie. Da, nu găsesc acum unde scrie, dar o să vă zic eu până la urma urmei în ce an este publicată și se simte că e diferită față de alte cărți din astea de self-help sau de, nu știu, dar nu i-aș zice neapărat de self-help. E un fel de o carte de memorie îmbinată cu lecții pe care le-a învățat omul ăsta și, na, fiind și un campion mondial la șah, mă gândesc că are ceva de spus. Are niște chestii interesante de spus. Tind să-l cred un pic mai mult decât pe alții de care n-am auzit și care s-au apucat să dea lecții de viață. Zic și eu. Așa, asta în referitor la cărți. Apropo de asta și apropo de clipuri cu cărți, din februarie, că deja nu mai avem puțin, ne reîntoarcem la programul nostru clasic, joia și duminica clipuri standard, marțea un clip bonus dacă e să am, care va fi cel mai probabil cu cărți, cel mai probabil, nu întotdeauna, dar posibil, zic și eu. Așa, în ianuarie a fost o lună destul de complicată, v-am zis, cred că și în clipul ăla când am făcut așa un fel de TikTok, că a fost o lună mai complicată, adică nu mă așteptam să mă lovesc starea asta de oboseală, a fost așa un mix match, e bine totuși că a trecut, asta este, n-am reușit eu să-mi duc la bun sfârșit toate planurile în materie de clipuri, dar nu-i problemă că de-abia a început anul și de-abia începem. Și chiar vreau să știu de la voi ce altceva, în afară de daily vloguri, mai vreți să vedeți de la mine, pentru că am înțeles, da, toată lumea vrea daily vloguri și asta este un daily vlog, după cum cred că v-ați dat seama, s-a dovedit a fi destul de boring și asta pentru că am filmat în niște zile în care nu am avut, mă rog, n-am prea multă activitate în perioada asta, e... Așa e perioada asta, dar da, să-mi ziceți ce altceva mai vreți să vedeți pe canalul meu, ce v-ar mai interesa. Da, cu șifonierul o să vă țin la curent, mai mult ca sigur, în clipurile viitoare, în daily vlogurile viitoare, pentru că sunt și eu foarte entuziasmată să-l termin. Am spălat zilele astea la haine de misacrit, că de-aia am șifonierul aproape gol, pentru că am rămas în urmă cu spălatul. În general încerc să fac un program așa, apropo de chestiile astea plictisicoase, și am rămas în urmă cu spălatul și acum s-au adunat multe și sunt multe și de-aia îmi trebuie umerașe. Să vină umerașele să le pun, să rezolvăm totul, să terminăm odată și să nu mai avem dureri de cap. Și eu acum îmi dau seama că aici sunt pantalonii mei, sunt blugii mei de astăzi pe care i-am avut. Și am pus acolo pe trepied să se usuce, că sunt aproape de calorifer și să se usuce pentru că eram udă, v-am zis, eram udă până în spate, cel puțin cum am stropit de la zăpadă, eram udă până sus și acum mi-am dat seama că i-am lăsat acolo. Foarte fancy în clipul ăsta, da. Dar ne întoarcem cu 2-3 clipuri pe săptămână, eu vă aștept aici pe Metereze să fiți cu mine. Și să vedem ce ne aduce. Ce ne aduce luna asta care vine, februarie. Să vedem dacă trece iarna. O să vă țin la curent și cu Rufus. Să vedem în ce stadiu o să prezintă mâine, că sunt foarte curioasă mâine să îl văd cum este.
Dacă vreți să primiți update-uri în timp real în ceea ce îl privește pe Rufus, veniți pe Instagram, că acolo o să vă țin la curent cu stadiul în care se prezintă el. Așa, acum văd că s-a răcit, nu mai ninge, nu mai curge apă de la strășină, ceea ce este bine. Deci Rufus se îndreaptă spre a fi omul de gheață, nu omul de zăpadă. Și vedem mâine dimineață cum ne primește. O să mă retrag aici cu vlogul ăsta, pentru că v-am zis, vreau să dorm. Mă rog, vreau să citesc și după aceea să dorm. Încerc să dorm la ore constante și încerc să adorm mai devreme, pentru că mă trezesc devreme. Și vreau să mă retrag așa. Vreau să mă duc să-mi fac și o mască hidratantă sau să-mi pun o cremă, ceva, că mi-am aplicat tretinoină și mă cam ustură fața. O să vă trebuiască să vă fac un update și la treaba asta într-un daily vlog viitor. Ce altceva ar mai fi de zis? Nimic. Jimmy e bine, Udi este bine, toată lumea happy și cam atât. Vă pup, dați un like și un share și ne vedem în următorul clip. Ciao!